Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Cultură. Compania independentă 3G Hub a împlinit 7 ani de existență. Evenimentul a fost marcat printr-o săptămână plină de seri culturale în spațiul deținut în bastionul măcelarilor din cetatea medievală. Teatru, muzică, film, fotografie, spectacole de improvizație, proiecte work in progress, de artă stradală și proiecte de terapie socială prin teatru, toate au contribuit la definirea a 7 ani de artă alternativă în Târgu Mureș. Dar să vedem ce ne spune și actorul și regizorul Andy Gherghe, membru fondator al 3G Hub, despre istoria celor 7 ani ai companiei. Yeah, 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 yeah. La 13 octombrie 2015 se năștea Teatrul 3G cu sediul în bastionul măcelarilor din cetatea medievală, fostul sediu al Teatrului 74. În 2019, area de evenimente culturale s-a extins, iar asociația și-a schimbat numele în 3G Hub. Am forțat oarecum în 2018 la primărie să fie recunoscut și street art-ul ca o formă care poate să beneficieze de finanțări nerambursabile. Acum avem și deja un proiect Metamorfoze aflat la 3-a ediție. Avem teatru, avem stand-up, avem impro, avem tot felul de activități mai mainstream culturale și mai de nișă. Încercăm să cumva să ne îndreptăm către tinerii din Târgu Mureș care își doresc puțin și altfel de activități, o altă ofertă culturală, să zic așa. Și publicul a venit în acești 7 ani, ați avut public, cum îi captați? A fost puțin dificil. Țin minte la începuturi, am avut 2 spectacole, unul în limba română realizat de Leta Popescu și unul în limba maghiară, regizat de mine pe un text de al lui Sechei Ciobo. Publicul maghiar, după cum știm, e un pic mai disciplinat, frecventează mai des evenimentele culturale. Românii sunt puțin mai reticenți, ca să zic așa. Dar am avut evenimente cu public, am avut și evenimente în care am trăit dezamăgirea, a 10 oameni într-o sală de 80, ceea ce e crunt pentru orice actor. Dar încet, încet oamenii s-au obișnuit cu spațiu. Încă de la început, 3G Hub și-a propus să încurajeze dialogul intercultural prin producții teatrale în limbile română, maghiară și germană, să promoveze autorii contemporani din România și să realizeze spectacole despre sau care să atingă problematici importante pentru oamenii din comunitate. Aici își găsesc loc și artiștii care vor să se lanseze și unii rămân chiar în echipa de organizare. Spațiul ăsta întotdeauna a fost deschis pentru toți artiștii din Târgu Mureș. Am vrut să fim o casă pentru artiștii locali, indiferent de nișă, de ramură, de domeniu. Au fost foarte mulți studenți la regie care, de exemplu, și-au susținut examenele de regie aici. Au fost regizori care au debutat aici, au fost actori care au debutat aici. Am avut artiști stradali care au debutat în proiectele noastre și cumva din toți oamenii care ne-au călcat pragul, au rămas 12, dintre care
4-5 oameni se ocupă și de problemele administrative, pentru că trebuie și administrat spațiu, na, mai curățenie de făcut, de spălat pe jos, toate activitățile. Și cumva cam ăsta ar fi nucleul, cam 4-5 oameni ar fi nucleul de oameni care sunt permanenți aici, restul sunt colaboratori, dar dacă avem un eveniment care necesită mai mult manpower, ca să zic așa, avem un grup pe care ne anunțăm și un, doi se strâng. Adică niciodată n-a fost să nu avem oameni suficienți aici ca să ne ajute la ce trebuie. Ca orice companie culturală independentă, 3G Hub a întâmpinat probleme în atragerea de fonduri, iar finanțările proiectelor le-au dat destule bătăi de cap artiștilor. E foarte ciudat că, de exemplu, primăria din Târgu Mureș dă drumul la concursul pentru proiecte culturale în fiecare an în mai, cu semnarea contractelor în iulie-august. Este foarte dificil să dezvolți niște proiecte de anvergură, de asta nici n-am mai organizat acel festival de teatru pe care noi îl organizăm, pentru că asta necesită foarte mult timp. Oricând tu ai 2-3 luni la dispoziție să dezvolți un proiect de asemenea anvergură, n-ai cum, este imposibil. La cei 7 ani împliniți, 3G Hub predă ștafeta noii generații de artiști. Printre noile proiecte cu mare priză la public se află impro-show-urile și stand-up comediile. Eu cred că trebuie o viziune nouă a spațiului și eu cred că un spațiu cultural are nevoie de curatori diferiți. Adică vii 4-8 ani, îți faci damblaua, ca să zic așa, dar vine un moment în care te uiți în jur și simți că nu... Ok, ai făcut tot ce ai putut, e timpul să lași pe altul să vezi, poate vine altul cu o viziune mai bună decât a ta, poate, nu știu, vine cu o viziune mai fresh. Inițial am fost în trupa de impro pentru că aveam nevoie de oameni. Eu mai făcusem improvizație, doar că nu într-un cadru profesionist, participasem la multe workshop-uri și cursuri de improvizație și am intrat în trupa de improvizație și ulterior am intrat și aici, în asociație. Există o libertate de a face lucruri pe care poate în alte locuri nu poți să le faci, căldura, faptul că poți să vii cu idei în care crezi și oamenii, adică e o echipă minunată. Printre proiectele culturale derulate de-a lungul timpului de 3G Hub se numără terapie socială prin teatrul contemporan, Festivalul Internațional de Teatru Independent Forma, proiectul de artă stradală Metamorfoze și proiectul de film născut în pandemie Work in Progress. Toate? Toate. Și după ce le-a falimentat, a intrat într-o încurcătură cu nu știu ce interlop din ăsta? Și taică-su a trebuit să-i cedeze firma de taxi lui ăla. Păi și acum ce face? Nu știu. N-am mai vorbit cu el de vreo 6 ani. Filmul de scurtmetraj Reuniunea este rezultatul unui workshop de scriere de scenariu coordonat de Elise Wilk și este parte a proiectului Work in Progress 2, cofinanțat de municipiul Târgu Mureș prin concursul de proiecte Sesiunea 2021. Filmul spune povestea a 10 foști colegi de clasă care plănuiesc să se întâlnească după 10 ani de la terminarea liceului. Dramele amoroase din timpul liceului, gelozia și aroganța le stau tuturor în drum. Cum poți să apari în fața celor pe care nu i-ai mai văzut de 10 ani, când nu ai cu ce sau cu cine să te lauzi, când mimezi public fericirea, dar ești foarte departe de ea? Reuniunea îi pune pe foștii elevi de liceu față în față cu ultimii 10 ani din viața lor. Jesus. I-am cerut o piesă. Nu. Ba da. 3G Hub derulează 4-5 proiecte cu finanțare nerambursabilă pe an și îi ajută pe tinerii artiști să scrie proiecte culturale pentru atragerea de fonduri. De la începutul stagiunii, la Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș, s-au montat 3 dintre cele mai îndrăgite povești. Este vorba despre Harap Alb, Păcală și Rățușca cea urâtă. Aceasta este prima stagiune de după pandemie în care activitatea teatrului a intrat în normal.
Restricțiile de până acum au anulat o bună parte dintre proiectele teatrale propuse și au dus la scăderea prezenței micilor spectatori în sala de spectacol. Vă invit să urmăriți trei materiale realizate de colegul meu, Horațiu Sermășan, despre cele trei premiere teatrale. Primul titlu din această stagiune la Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș l-a adus premiera spectacolului Harap Alb, după povestea scrisă de Ion Creangă în direcția de scenă a Georgetei Lozincă. Un lucru minunat și pentru mine este a 40-a stagiune. Sunt la Teatrul Ariel de, iată, 40 de ani și mă bucur din suflet că stagiunea se deschide cu un spectacol realizat de mine, cu un colectiv minunat, în care sunt actori tineri și chiar și studenți, masteranzi, care mi-au creat o bucurie deosebită. Am lucrat cum n-am lucrat poate de mult. Au un entuziasm, au o energie pe care ți-o transmit. Le-a plăcut tot ce au făcut pe scenă și de aceea cred că rezultatul este pe măsură. Spectacolul Harap Alb păstrează firul epic din povestea lui Creangă. Scris în ritm alert, scenariul e închegat. Personajele sunt caractere diferențiate, create în registru comic. Povestea arhicunoscută capătă valențe ludice tocmai datorită formației păpușărești a regizoarei. În rest, aceeași luptă dintre bine și rău, în care binele, ajutat de forțe supranaturale, iese învingător spre bucuria copiilor, încântați și de apariția personajelor fantastice care le suscită imaginația. Harap Alb, Spânul, Calul, Verde Împărat și Roșu Împărat, prințese și alte personaje create de Creangă sunt întruchipate de 11 actori ai teatrului, încântați atât de dramatizarea poveștii, cât și de montarea clasică propuse de regizoare. Pentru actorii din rolurile principale, noutatea a apărut în faptul că au fost distribuiți în roluri cu caractere diferite față de cele cu care se obișnuiseră. Bine, Harap Alb, personajul pozitiv din acest spectacol, este printre primele mele personaje pozitive. Este o poveste foarte frumoasă, cu eroi, în care fiecare dintre voi copii se poate regăsi. Așa că vă așteptăm aici alături de noi să trăiți această poveste frumoasă împreună cu noi. Este primul meu rol negativ, sunt foarte încântat, nu am mai jucat până acum un rol negativ și abia aștept să văd cum o să prindă la copii acest rol. Este un rol foarte complex, cu foarte multe ruperi de ritm. Harap Alb! Să te duci și să-mi aduci salate din grădina Ufle, ai înțeles? N-ai plecat încă? Ascult și mă supun. Spectacolul Harap Alb a deschis seria premierelor din stagiunea 2022-2023, o stagiune post-pandemică, așa cum o caracterizează Gavril Cadariu, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș. E o stagiune care ne provoacă, în primul rând, la participarea în festivaluri care, iată că au început să se organizeze, chiar dacă pe ultima sută, vorbesc de festivalul de la Ploiești Imaginarium, de festivalul sub bagheta lui Merin de la Timișoara, festivalul de povești de la Iași, după aceea la Cluj, deci o suită de festivaluri unde suntem onorați să fim invitați, să fim prezenți cu spectacolele noastre. E o perioadă de muncă intensă pentru că
datorăm publicului nostru tot ceea ce este mai bun din oferta noastră. Sper să se bucure și să fie cât mai mulți în sălile noastre de spectacole. Bună ziua! Bună ziua! Cine e acolo? Păi nu știu nici eu. Păi cum nu știi? Păi așa, că eu nu pot să știu cine e acolo. Pot să știu numai cine e aici. Erou al snoavelor populare românești, Haiosul și Istețul Păcală a devenit de-a lungul timpului personaj de poveste și de film. Mai nou, din nume propriu, s-a transformat în substantiv comun, Dicționarul Explicativ Român definindu-l ca om glumeț, poznaș, care se ține de farse. Cu un text semnat de Andreea Radu, regizorul și compozitorul Zeno Apostolache Chiș a creat la Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș un spectacol de familie, muzical, în care se împletesc umorul popular, cântecele live, trecutul cu prezentul, teatrul de umbre și animație. Am ales Păcală pentru că am vrut să fac un spectacol simplu, muzical, accesibil atât copiilor cât și părinților și bunicilor. Deci poate să vină copii de la vârsta de 4 ani până la 102 plus. Am vrut să aduc în evidență Păcală din trecut, care sper să reiasă. Deci, pentru asta am folosit teatrul de umbre. Deci Păcală cum ajunge din trecut în prezent. Păcală întruchipează chipul țăranului inteligent, șugubăț și amuzant, un justițiar iubitor de adevăr și dreptate, pregătit oricând să păcălească, făcând pe prostul și ascuzându-se sub o mască de naivitate și simplitate. Scopul? Pedepsirea celor certați cu legile omenii. Păcală a avut variante, fel și fel de variante, nu? Filmice, teatrale. Musical, n-am auzit să fie. O încercăm și pe asta. E un personaj care apare în lumea satului, nu e un personaj anume, știi? E un isteț la care nu-i place lenea sau îngânfarea sau prostia. Și pe tema asta brodește fel de fel de snoave, de strânește ilaritatea. Gagul american clasic e, merge omul, alunecă pe o banană, cade jos, sigur el nu e confortabil, dar este ceva ilar, nu-i așa? E bine, Păcală e un personaj care stârnește ilaritatea prin simpla lui prezență. Și de data aceasta ne și cântă. Sperăm să vă încânte. Tare mândru și mereu voios, știu să fluier într-un fel miraculos. Zeno Apostolache Chiș semnează muzica celor mai multe spectacole ale Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș. Cu spectacolul Păcală și-a făcut debutul în arta regizorală. M-am gândit să aleg actorii care au și aptitudini muzicale, pentru că am folosit instrumente muzicale, de la pian la contrabas, la tobe, percuție, kazoo, triolă, chitară electrică, ukulele și vocile lor naturale, care tot un instrument muzical este. Deci se cântă live în acest spectacol, atât pe instrumente cât și vocal. Înrumați artistic de directorul teatrului Gavril Cadariu, cei 8 actori joacă la față de cortină și în spatele ei, cântă și dansează, au ocazia să dovedească aptitudini scenice deosebite. Este un gen de teatru în care eu mă simt foarte bine, am mai jucat și la Teatrul Național în câteva musicaluri.
În acest spectacol eu voi fi un polițist. Nu știu cât de mult o să vedeți în polițistul meu din alți polițiști pe care i-ați mai văzut pe scenele din România, dar vă aștept să îmi spuneți după ce vedeți spectacolul. Ca parte de musical, în acest spectacol o să cânt la contrabas, chitară și ukulele și, bineînțeles, din voce. E genul de personaj care îl ajută pe personajul principal să se definească. Dacă n-ar fi polițistul, păcale n-ar păcăli. Ce urâtă ești! Dar nu crezi că ești prea mare și nu încăpe aici cu noi? Și uită-te la noi ce frumos se notă! Toleranța, bunătatea, empatia și răbdarea sunt câteva din atributele pe care povestea Rățușca cea urâtă le promovează. Textul pentru copii, scris de Hans Christian Andersen, a fost pus în scenă la Teatrul Ariel de regizoarea Oana Leahu, care semnează și adaptarea textului. Premiera a adus în fața publicului un spectacol muzical plin de sunet, mișcare și culoare. Toate au ceva de spus. Întotdeauna au ceva de spus. Acum fiecare înțelege ce dorește și ce... cu ce simte că empatizează mai mult. Povestea Rățușca cea urâtă, care se transformă în cea mai frumoasă lebădă. Ce le transmiteți celor mici și celor mari? Păi să fie buni în fiecare zi și să se iubească pe ei și pe cei din jurul lor. Și să vină la spectacol, bineînțeles. Eroul poveștii publicate în 1843 este un boboc de lebădă crescut de o rață. Pe lângă mesajul social propus de autor că întotdeauna există speranțe pentru cineva aflat într-un mediu nepotrivit, o vedere mai largă ne propune acceptarea diferențelor dintre indivizi sau grupuri. Regizoarea Oana Leahu a reușit să actualizeze povestea Rățușca cea urâtă, construind două planuri de desfășurare a acțiunii spectacolului care se întrepătrund, cea a copiilor din cartier și cea a păsărilor. Așa cum în poveste există o pasăre diferită de celelalte și în plan real există băiatul diferit de ceilalți. Este un spectacol despre ce înseamnă să-ți găsești locul, menirea în această lume, indiferent de modul în care te văd cei din jurul tău. Ne aduce nou că ne aduce o formă specială pentru public, mai adaptată zilelor noastre. În rest, sunt aceleași metehne vechi de când lumea. Ce e diferit e puțin altfel și nu e întotdeauna acceptat. Dar noi încercăm să nu mai etichetăm lucrurile sau să arătăm că nu trebuie să le etichetăm. La noi în cartier totul este cool, dar muzica la max și cu stilul cel mai bun. Indiferent de oriunde ce se întâmplă acum, facem ce ne place, suntem o cască bună. Auzi, da, dar tu cu ce gândi la noi prin cartier? Păi și eu m-am mutat în acest cartier. Da, stau pe strada. Alături de Harap Alb, Păcală sau Rățușca cea urâtă, în stagiunea 2022-2023 se mai joacă și alte spectacole mai vechi, precum Albă ca zăpada și Cei șapte pitici, Cei trei purceluși, Mica sirenă, Punguța cu doi bani, Capra cu trei iezi sau Alice în Țara minunilor. Ne oprim deocamdată aici. Petronela Moraru, împreună cu întreaga echipă a emisiunii Picătura de Cultură, vă spun la revedere și toate cele bune!